votat mai bine. Vreau să vă spun și eu bună ziua. Una dintre devizele mele în viață e faimosul Nesuper Ultra Profitam. Mă aflu între fizicien, deci voi fi cât se poate de umil. Nu este subiectul meu, este doar o infinită curiozitate pe care o am și eu și pe care cred că o are orice om în privința vieții, în privința lumii, în privința a tot ceea ce ne înconjoară. Întotdeauna mi-am dorit să știu cât mai multe cu putință despre lumea înconjurătoare și despre mine însumi, bineînțeles, ca parte din ea, și e motivul pentru care eu citesc compulsiv tot ce găsesc despre lume, despre toate aspectele lumii, inclusiv fizica, cu predilecție fizica cuantică, ce, având atâtea conexiuni cu poezia, mă atrage în mod deosebit. Un singur exemplu din una din cărțile lui Rovelli. Rovelli spune la un moment dat, lumea e făcută din săruturi și nu din pietre. Vreau să spună, bineînțeles, că este alcătută din procese și nu din obiect. Un sărut este un proces, el nu poate fi arătat. Rovelli, ca să spun două vorbe și despre el, pentru că unul dintre fizicienii mei favoriți, are această calitate care a fost arătat aici până acum, și anume faptul că este un fel de om universal. El nu se reduce numai la disciplina în care, la câmpul în care el este recunoscut ca unul dintre cei mai mari în ziua de astăzi, în fizica cuantică, în gravitația cuantică cu bucle, ci este capabil de un discurs filozofic, așa cum s-a arătat aici, și care strălucește în cartea despre timp. Cartea despre timp este mai ales filozofică, pentru că aceste două cărți ale lui Rovelli și cea precedentă, pe care o vorbea Vlad, adică cele 7 lecții de fizică, sunt foarte diferite între ele. Foarte, foarte diferite. Eu am citit cu dificultate cartea despre timp, pentru că este o carte mult mai speculativă decât celelalte. S-a spus aici că Rovelli este foarte aplicat pe lucrurile pe care le putem cunoaște. El nu vorbește despre o cunoaștere absolută, ci despre o cunoaștere de etapă întotdeauna. Despre cele mai plauzibile răspunsuri pe care le avem în acest moment despre lume. Dar nu e așa în cartea despre timp. Cartea despre timp este extrem de speculativă și, nu întâmplător, are fiecare capitol are motoul din literatura clasică greacă, din minunata poezie antică. Pentru că acolo poezia nu se desprinsese încă de știință. Forma un singur tot. Pe când, într-adevăr, în cartea despre realitatea care nu este ceea ce pare, el este cu mult mai didactic, cu mult mai aplicat, cu mult mai folositor pentru cineva ca mine, pentru un nespecialist care vrea totuși să știe cât mai mult cu aproximațiile inerente despre subiectul său. Și într-adevăr aici el trece prin Newton, prin Einstein, prin ambele teorii ale lui Einstein și apoi prin dezvoltările acestei linii de gândire cu fragmentările ei inerente în continuare. Și ajunge într-adevăr până la fundamente, până la fundamentele realității, care nu sunt, și aceasta poate fi o surpriză pentru multă lume care nu a ajuns până la capăt până acum, nu sunt particulele elementare. Particulele elementare s-au dovedit în mai multe rânduri, nu fi fundamentale. Ele însă le sunt alcătuite din quarci, după cum știți, o parte din ele firește, iar quarcii, la rândul lor, sunt niște structuri compozite, pentru că fundamentul realității nu este acolo, ci este la foarte multe ordine de mărime sub acest nivel, adică la scara, faimoasa scara Planck. La scara Planck, acolo unde și spațiul, și apoi eu aplic că și timpul, sunt cuantice, adică sunt fragmente discontinue,
de spațiu mai ales, dar și de timp, după cum se pare. Iar acolo realitatea fundamentală este așa zisa spumă de spin. Spumă de spin care a fost adesea studiată de Smolin și de mulți alții, se exprimă printr-un fel de matrice, printr-un fel de latexuri, prin lucruri pe care eu le înțeleg mai puțin, dar care par a fi fundamentale, unde matematica se îndecinează cu speculația fizicienilor. Deci iată cum în această carte Carlo Rovelli ne dă toate informațiile necesare pentru ca noi să știm unde este fizica în acest moment. Și eu cred că fizica în acest moment trece printr-una dintre cele mai mari crize din istoria ei și printr-o provocare colosală, colosală, pentru că în ultimii ani, poate în ultimul deceniu mai ales, am avut brusca revelație că de fapt ne lipsesc 95% din masa Universului, ceea ce e o catastrofă pentru știința fizicii. Este o reală catastrofă, nu știu cum se va ieși de aici, cu mare greutate probabil. Deci am aflat că tot ceea ce știm, toate particulele elementare pe care le cunoaștem, nu dau socoteală decât de aproximativ 5% din masa Universului. Restul este total necunoscut. Putem spune doar că se împarte în energie întunecată și în materie întunecată. Nu avem nici cea mai mică, poate voi vă să mă contraziceți, dar din câte știu eu, nu avem nici cea mai mică idee în acest moment din ce este alcătuită, din ce alcătuit de fapt Universul, cu o mică excepție de 5%. Deci este o imensă criză în fizică. Acum câteva vorbe despre cartea lui Tegmark, care m-a impresionat în mod deosebit și vă recomand tuturor. Rar sau de foarte multă vreme n-am fost impresionat atât de tare de o carte și am să încerc să vă spun de ce. Când eram adolescent, dar când 20 ceva de ani, mi-a intrat în mână o carte care a produs asupra mea o impresie extraordinară. Era o carte science fiction, de un autor pe care nu-l cunoșteam și pe care l-am citit în franceză cu destul de dificultate, o carte de peste 1000 de pagini, a lui Olaf Stapledon, considerat James Joyce al literaturii science fiction, și cartea se numea Le premiere le dernie, primii și ultimii, și făcea o istorie a umanității pe un miliard de ani. Pe un miliard de ani de aici încolo. Descria 18 specii inteligente care se desprind din umanitate, care evoluează din umanitate, unele după celelalte. Fiecare descriere fiind halucinant de real, ți se părea că chiar e posibil așa ceva. Acolo am învățat ce înseamnă să gândești mare, think, cum spun americanii. Ei, această carte este oarecum asemănătoare. Este istoria inteligenței pe miliarde de ani, pe 10 miliarde de ani de aici încolo. Tot ce se poate întâmpla de la o primă scară de 10 mii de ani inițială până la o scară colosală în care tot universul devine inteligent. Și nu numai tot universul, ci și celelalte universuri posibile. Deci inteligența devine universală. Noi avem niște probleme în această privință. Noi înclinăm să credem că inteligența este ceva legat de ființa umană. Că inteligența vine la pachet cu sensibilitatea, cu imaginația, cu senzațiile, cu memoria, cu toate aceste lucruri care alcătuiesc ființa umană. Realitatea este că inteligența nu are nevoie de aceste elemente ale vieții noastre biologiei. Inteligența nu are legătură cu biologia. Ea se poate manifesta în biologie, pentru că, de fapt, un computer nu depinde de substratul care permite computația. Computația se poate realiza și în materie biologică, și în siliciu, și în carbon, și în tot ce vă puteți imagina, orice material este bun pentru calcul. Dar noi credem că, de fapt, calculul este în creierul nostru. Nu. Este posibilă o inteligență cu mult superioară creierului nostru, una
echipa unidirecțională, cum este cea care a permis victoria la jocurile de go și de șah, sau multidirecțională, așa cum o avem noi. Deja inteligența artificială ne surplasează în nenumărate domenii imitate, specializate, fără îndoială că poate face calcule mai rapid decât oricare dintre noi, fără îndoială că poate dezvolta strategii, jocuri cu strategii, etc. Deocamdată însă ea ne este inferioară pe total, pe tot frontul cunoașterii. Dar această situație se va schimba foarte rapid. Insulițele în care noi încă suntem superiori dispar una după alta pentru că se ridică nivelul inteligenței artificiale. Numai că în această carte nu e vorba de inteligența artificială. Este vorba de superinteligență. E o mare deosebire între cele două. Inteligența artificială poate fi extrem de limitată. Ea este o inteligență non-umană. Dar autorul aici nu se referă la asta, ci la ceea ce se numește superinteligență, adică o inteligență care se reinventează clipă de clipă pe ea însăși, care învață din ce în ce mai mult, care saltă exponențial, sare exponențial, spiră de spiră a spiralei inteligenței, până când ajunge la infinit, ajunge la Dumnezeu, ajunge la includerea totală într-un enorm, într-o enormă rețea de pânze de păianjeni computațională a întregului univers. Sigur că autorul discută această superinteligență în raport cu noi, oamenii. Că, de fapt, noi nu ne interesează superinteligența, ne interesează soarta noastră. Ce va fi cu noi într-o lume în care vom fi copleșiți, devansați, ridiculizați de această superinteligență? Cum va răbda această inteligență enormă, infinit superioară nouă? Cum ne va răbda? Cum ne va răbda să fim noi stăpânii ei? De ce? Și autorul spune la un moment dat, ea o să treacă peste noi fără nicio problemă, așa cum nu ne pasă când facem un baraj și dăm o vale, nu ne pasă de mușuroaiele pe fărbici din valea respectivă. Surpriza este că autorul nu e speriat în niciun fel. În niciun fel. Nu speră și nu are teamă, cum spunea Eminescu. Discursul, și asta am iubit extraordinar de tare la această carte, discursul este rece, este obiectiv, până la capăt. Este o carte care nu înclină balanța etică, să zicem. Nu există etică în această carte. Deci etica dispare. Nu există considerații despre dacă e bine să dezvoltăm aceste tehnologii sau nu e bine. Ele există, pur și simplu. Nu face considerații despre pericol, despre, binele potențial pe care îl poate aduce. E vorba doar de scenarii obiective. Și asta mi-a plăcut extraordinar la această parte, care parcă-i scrisă de o astfel de inteligență artificială sau superioară. În primul rând, sunt dezvoltate scenarii, aproximativ 18 din câte le-am numărat eu, scenarii care cuprind toate posibilitățile. Absolut toate posibilitățile. Inteligența este bună, este rea, îi pasă de noi, nu-i pasă de noi, ne ia în considerare, nu ne ia în considerare și așa mai departe. Tot ce se poate imagina. Am încercat și eu să imaginez un alt scenariu și n-a reușit. Le cuprinde pe toate, realmente, toate posibilitățile. Ei, interesant e ce se întâmplă după ce această inteligență termină cu noi, trece de noi, nici nu ne mai observă. Cum se întinde ea în tot universul cu niște probleme pe care nu le bănuiam. De pildă, nu bănuiam că această inteligență nu se poate întinde la nesfârșit în toate lumile posibile, pentru că are limitarea vitezei luminii. Nu poți face schimb de informație mai repede decât viteza luminii, din ce știm noi deocamdată. Și atunci un univers care gândește ar fi extraordinar de lent, incredibil de lent, ar gândi de fapt mult mai lent decât oricare dintre noi. Și atunci paradoxul e că inteligența nu poate fi decât locală, superinteligența nu poate fi decât locală. Așa încât pot apărea câteva sau numeroase superinteligențe care nu se vor mai încruci
și autorul i-ar considera, vorbind la scală de miliarde de ani, miliarde și miliarde de ani, ce se va întâmpla dacă unele din ele se vor încrucișa, vor colabora sau vor fi în conflict. Și așa mai departe, nenumărate astfel de scenarii, o carte fascinantă pe care vă recomand tuturor, vă mulțumesc foarte mult.